Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul zilei: cea mai strictă lege islamică, legea pe care o vor impune talibanii în Afganistan și consecințele ei. În religia musulmană nu există cler tirotonisit de organizație bisericească. Uma, adică întreaga comunitate a credincioșilor, e instanța care acceptă sau nu ca unul dintre membrii săi să fie recunoscut imam. Totodată, familiile care afirmă că au strămoși din cea a profetului Mahomet sau din cele ale colateralilor săi, beneficiază de un prestigiu care le ușurează accesul la funcția de imam. Imamul nu este un preot, ci un înțelept, un cunoscător și interpret al textelor religioase care se pot discuta, un orator care cheamă credincioșii la rugăciuni și le ritmează, un jurist care călăuzește cadii, judecătorii, alcaizii, primarii, iar mai apoi bei, pașalele, vizirii și chiar sultanii, în așa fel încât hotărârile lor să fie conforme cu șaria. Astfel, religia musulmană nu se mărginește la credința musulmanilor, ci organizează prin șaria și viața lor zilnică, astfel că în țările majoritar musulmane, unora dintre credincioși le e greu să admită secularismul, adică să asculte de legi neinspirate din religie. Pe de altă parte, religia musulmană admite ca șaria să le fie aplicată numai musulmanilor sau celor care au păgubit un musulman, pe când ceilalți credincioși sau necredincioși pot, într-o oarecare măsură, trăi după propriile lor legi, separat de uma, conform principiului despărțirii denumit miliet, evreii și creștinii având pe deasupra statutul de dim, adică de minoritate ocrotită, deoarece au, ca și musulmanii, cărți sfinte. Talibanii au declarat că vor impune în Afganistan legea șaria, o interpretare strictă a sistemului juridic al islamului. Pedepsele care pot fi aplicate sunt extrem de dure. Legea șaria, o interpretare a sistemului juridic al islamului, e derivată din Coran, dar și din fatwa, deciziile erudiților islamici, potrivit BBC. Infracțiuni și pedepse. Șaria reprezintă un mod de viață pentru musulmani și presupune rugăciuni, posturi și donații către săraci. Principalul obiectiv al legii este acela de a arăta musulmanilor cum să-și conducă fiecare aspect al vieților în conformitate cu dorințele profetului Mohamed. Spre exemplu, dacă un musulman e invitat în oraș de un coleg după muncă și nu știe ce decizie să ia, atunci poate să ceară sfatul unui erudit. Acesta îi va spune ce alegere să facă, astfel încât să respecte regulile religiei. Sharia cunoaște două tipuri de infracțiuni: had, crime grave cu pedepse deja stabilite, și tazir, infracțiuni minore, pedepsele fiind decise de un judecător. Infracțiunile had includ furtul, pentru care pedeapsa poate însemna tăierea mâinii tâlharului, și adulterul, care este pedepsit prin moarte prin lapidare. ONU s-a pronunțat în legătură cu moartea prin lapidare, pe care o consideră a fi tortură inumană și degradantă. Convertirea la altă religie e un subiect sensibil pentru musulmani. Erudiții consideră că acest fapt ar trebui pedepsit cu moartea. Însă o minoritate a musulmanilor e de părere că decizia ar trebui lăsată în mâinile lui Mohamed. Învățații musulmani implicați în societățile occidentale susțin că inclusiv în Coran scrie că nu există nicio constrângere în ceea ce privește religia. La fel ca orice sistem juridic, punerea în practică a legii șaria e complexă și depinde în totalitate de calitatea și formarea judecătorilor. Reguli dure pentru femei. Talibanii au declarat în prima conferință de presă după preluarea puterii faptul că vor respecta drepturile femeilor. În cazul în care nu se vor ține de cuvânt, atunci femeile vor avea parte de o serie de reguli extrem de dure. Acestea nu ar trebui să fie văzute pe stradă nesupravegheate, fără o rudă de sânge sau fără a purta burca, îmbrăcămintea care le acoperă întregul corp. Bărbații nu ar trebui să audă pașii unei femei, astfel că pantofii cu toc înalt nu ar trebui să fie purtați. Vocea femeilor nu ar trebui să fie auzită de un necunoscut, astfel nu trebuie să vorbească tare în public. Nu au voie să privească pe stradă din casă, toate ferestrele de la parter și etajele ar trebui să fie vopsite sau acoperite. Nu au voie să apară la balcoane și nici să poarte bijuterii. Nu au voie să-și vopsească unghiile și își vor pierde un deget dacă o vor face. Fetele nu au voie să meargă la școală, iar școlile pentru fete vor fi închise. Caz șocant în Afganistan. Talibanii au bătut de 3 ori la ușa unei femei, a patra oară au ucis-o. O femeie din Afganistan, mama a 4 copii, a fost ucisă în propria casă după ce a refuzat să le gătească talibanilor, potrivit CNN. Najia se afla acasă împreună cu cei 4 copii ai ei într-un sat în nordul Afganistanului când talibanii au bătut la ușă. Fica Najiei, Manisa,
În vârstă de 25 de ani știa că aceștia urmeau să-și facă apariția. Mama ei o avertizase că veniseră și în ultimele 3 zile cerându-le să pregătească mâncare pentru 15 luptători. Mama mea, le-a spus, sunt săracă, cum aș putea să gătesc eu pentru voi, a spus fata, care a dezvăluit că talibanii au început să-i bată mama. După ce femeia s-a prăbușit la pământ, aceștia au început să o lovească cu puștile Kalashnikov. Manisa a strigat la bărbat să se oprească, i s-a oprit pentru un moment, după care au aruncat o grenadă în camera alăturată. Au fugit imediat, iar flăcările au început să cuprindă cu rapiditate casa. Najia a murit ulterior din cauza loviturilor. Atacul mortar a avut loc la data de 12 iulie în provincia Faryab, ce a reprezentat prima dovadă clară că preluarea puterii de către taliban reprezintă o amenințare reală împotriva femeilor. Pentru a proteja familia victimei, CNN a folosit nume fictive pentru cele 2 femei. Talibanii neagă că au ucis-o pe Najia, însă spusele lor sunt contrazise de martori și de oficiali locali care au confirmat moartea femeii de 45 de ani și incendierea casei în care locuia aceasta. Un vecin care a strigat la taliban să se oprească a dezvăluit că multe femei din satul în care a fost ucisă Najia sunt văduve de luptători din armata afgană. Ele trăiesc din vânzarea laptelui, însă talibanii nu vor să le permită să mai facă asta. Noi nu mai avem bărbați, ce să facem, vrem școli, clinici și libertate, ca ceilalți oameni, au spus ele. În 10 zile, militanții talibani au capturat 10 de capitale de provincie vulnerabile după retragerea trupelor americane, culminând cu capturarea Kabulului duminica trecută. Viteza cu care aceștia au cucerit Afganistanul i-a prins pe localnici nepregătiți. Multe femei spun că n-au avut nici măcar timp să cumpere burca pentru a-și acoperi capul și a se conforma regulilor stricte pe care le impun talibanii. Pentru femeile din Afganistan, purtarea unor astfel de veșminte reprezintă pierderea subită și devastatoare a drepturilor câștigate în ultimii 20 de ani, printre care dreptul de a munci, de a studia, de a se muta, inclusiv de a trăi în pace. Ele se tem că aceste drepturi nu vor fi recâștigate niciodată. Una promit, alta fac. Când talibanii au condus ultima oară Afganistanul, între 1996 și 2001, școlile de fete au fost închise, iar femeilor li s-a interzis să mai muncească. După ce Statele Unite ale Americii au invadat Afganistanul în 2001, restricțiile asupra femeilor au fost relaxate. Angajamentul de a îmbunătăți situația drepturilor femeilor, susținute de organizații internaționale, a dus la apariția unor reglementări legale în această privință. În 2009, legea pentru eliminarea violenței împotriva femeilor a incriminat violul, violența împotriva femeii și căsătoria forțată și a pus în ilegalitate constrângerea femeilor pentru a le opri din a munci sau studia. De această dată, talibanii promit să creeze un guvern islamic inclusiv, însă nu este clar dacă noua conducere a țării va menține drepturile femeilor. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Suhail Shahen, a dat asigurări luni că fetele talibane vor avea dreptul să meargă la școală. Școlile vor fi deschise, iar fetele și femeile vor putea să meargă la școală și ca profesoare și ca studente sau eleve, a spus acesta. În ciuda acestor promisiuni făcute de taliban, realitatea e cruntă. În luna iulie, o comisie independentă pentru drepturile omului a arătat că în regiunile controlate de taliban, femeile nu aveau voie să meargă la doctor dacă nu erau însoțite de un bărbat. De asemenea, accesul la televizoare a fost interzis, iar profesorii și studenții au fost obligați să poarte turban și să-și lase barbă. De asemenea, multe persoane, printre care cărturari religioși, oficiali guvernamentali, jurnaliști, apărători ai drepturilor omului și femei, au fost ucise, a spus comisia. Afganii refugiați în România sunt îngroziți de situația din țară. Familia mea e în pericol acolo. Mulți nu mai știu nimic despre familiile lor care se află acum în teritoriile ocupate de talibani. Oamenii urmăresc îngroziți evenimentele pe internet și se consideră norocoși că au reușit să fugă la timp. Abdhal e de 1 săptămână în România, după ce a fost prins la granița cu Serbia, însă e plecat de acasă de mai bine de 1 an. Dorește să ajungă în Germania. A reușit să ia legătura cu părinții săi care trăiesc în Kabul și e îngrozit de ce au povestit. Abdhal, solicitant de azil. Toată familia mea este în Afganistan, eu sunt singur aici. Familia mea este fericită că am ajuns aici. Ei stau toți în camere, doar puțin ies la magazin și apoi se întorc repede acasă. Un alt tânăr, în schimb, nu mai știe nimic de familia lui din Afganistan de 3 zile. Încearcă din oră în oră să ia legătura cu ei. Nakebulah, solicitant de azil.
situația e foarte rea, nu mai poți să lucrezi, nu mai poți să ieși afară, nu mai probleme. Talibanii au omorât mulți oameni acolo. De 2-3 zile nu am mai reușit să vorbesc cu familia. Internetul a căzut, președintele meu a plecat, familia mea e în pericol acolo. Cu aceleași griji stau toți solicitanții de azil din Afganistan. Mulți dintre ei sunt plecați de acasă de câțiva ani și încă n-au ajuns în locul dorit, în vestul Europei. Dar se consideră norocoși că evenimentele din ultimele zile nu i-au prins la ei acasă. Bilal. Situația e foarte rea, dar nu știm mai multe pentru că nu putem să vorbim cu familiile. Unele familii au mers la aeroport în speranța că soldații americani îi vor ajuta să plece în America, dar nu au putut. Talibanii ne-au spus că ne vor schimba viețile, dar nu știm în ce sens ne vor schimba viețile. Potrivit poliției de frontieră, numărul migranților care au încercat să treacă frontiera ilegal în prima jumătate a acestui an se apropie de 9.000, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Flavius Ilioni Loga, directorul asociației LOGS. Avem și în echipa noastră de oameni, persoane din Afganistan, care lucrează aici cu noi la Timișoara. Să ajutăm alți migranți și la fel, au avut episoade teribile în care rude ale lor au fost ucise. Istoria ne arată că de obicei în țările unde sunt conflicte, cele mai multe persoane nu ajung să plece mai mult decât țara vecină, din lipsă de finanțe. Nu cred că putem vorbi în România despre avalanșă de cereri de azil. Cei mai mulți solicitanți de azil aflați în România provin din Siria, Afganistan și Irak. Un afgan care a dezafectat terenurile minate și a colaborat cu militarii americani se teme că va fi vânat și ucis de talibani, astfel că se ascunde de când puterea a fost preluată de fundamentaliști în Afganistan. 6 ani a muncit alături de americani pentru a înlătura minele de război care au curmat multe vieți nevinovate. Iar apoi a activat ca DJ la un radio de propagandă împotriva talibanilor. Activitatea sa i-a pus o țintă pe spate, primind numeroase amenințări cu moartea. Acum Moh, nume prescurtat de jurnaliști pentru a-l proteja, se mută din loc în loc prin Afganistan pentru a nu fi găsit, dar își dorește cu disperare să părăsească țara. A aplicat deja de 2 ori pentru viză în Statele Unite, ultima dată în mai. A povestit el pentru Insider. Sunt din provincia Ghazni, care e înțesată de taliban și am ajuns în Kabul gândindu-mă că nu au cum să pătrund acolo. Acum mă aflu într-o locuință și nu am ieșit afară pentru că talibanii mă vor găsi, a spus el. Moh a spus că nu mai stă alături de familie pentru a nu-i pune în pericol. Sunt într-o casă, dar nimeni nu știe unde mă aflu pentru că talibanii caută în fiecare locuință. Ei încearcă să-i găsească pe cei care au colaborat cu armata americană, dar nu m-au găsit pentru că nimeni nu știe unde stau. Dacă mă duc la magazin, mă vor prinde. Talibanii sunt peste tot, nu mai există poliție, guvern, doar taliban, iar piața e închisă. Am fost rănit de 2 ori, a 3-a oară au încercat să mă prindă într-o ambuscadă cam acum o lună. Și 2 dintre prietenii mei au fost uciși de talibani. În 2015, talibanii au venit la mine acasă și mi-au omorât unchiul, care mă apăra. Luna trecută, talibanii m-au prins într-o ambuscadă, eram în mașină. Cineva le-a dat un pont. Nu știu altfel cum și-au dat seama cum să mă găsesc, a adăugat Moh. Foarte mulți americani dau vina pe fostul președinte George W. Bush pentru eșecul înregistrat de Statele Unite în Afganistan, conform unui sondaj efectuat recent de Insider. Aproximativ 4 din 10 respondenți au fost de părere că Bush este cel mai responsabil președinte american pentru rezultatul războiului. Talibanii au recâștigat puterea în ciuda celor aproape 20 de ani de implicare a Statelor Unite în Afganistan, acesta fiind plasat înaintea lui Barack Obama, Donald Trump și Joe Biden. În perioada 16-17 august, prin intermediul Survey Monkey Audience, Insider a chestionat 1105 persoane. Oamenii au fost rugați să clasifice 9 entități în funcție de cât de responsabili au fost fiecare pentru rezultatul războiului din Afganistan. Iată rezultatul sondajului. Talibanii 50%, 2 liderii afgani 48%, 3 armata afgană 41%, 4 George W. Bush 34%, 5 liderii armate americane 31%, 6 Joe Biden 29%, 7 Donald Trump 22%, 8 Barack Obama 21%, 9 militarii Statelor Unite 20%. Privind strict la cei 4 președinți din sondaj, 38% dintre respondenți l-au desemnat pe Bush drept președintele cel mai responsabil pentru rezultat, 27% pe Biden, 19% pe Trump și 12% pe Obama. În octombrie 2001, George W. Bush a ordonat ca armata Statelor Unite să invadeze Afganistanul în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie.
Talibanii care controlau țara la acea vreme au permis ca să devină un pământ sigur pentru Osama Bin Laden și gruparea teroristă Al-Qaeda. Invazia a avut ca scop distrugerea Al-Qaeda, grupare responsabilă pentru atacurile din 11 septembrie. Prieteni, vom reveni. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând.